Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou video din seria Tesla Model 3 și astăzi vom vorbi despre displayul de pe Tesla Model 3. Așa că haideți să începem. Bun, deci haideți să începem cu partea de jos a ecranului. În partea dreaptă avem sonor, volumul, de unde se poate activa volumul, după care avem butonul de decivrare a geamului pe spate, după care avem butonul pentru ventilație rapidă. De exemplu, dacă geamurile sunt uh, aburite, putem apăsa de două ori pe buton, iar geamurile se vor dezaburi. Uh, ce vreau să vă arăt? Încălzirea în scaune, în față, pentru pasager și șofer, se poate activa mai rapid de aici, dar există o altă variantă, acest ventilator. Se poate apăsa ventilatorul, după care intrăm în zona de ventilație o chestie foarte interesantă pe care o are Tesla Model 3, doar cu degetele putem, puteți vedea, putem alege în ce direcție să bată aerul pentru pasager și de altfel pentru șofer, foarte interesant. De altfel mai avem aici dog pentru câine, opțiune pentru câine, dacă lăsați câinele în mașină, pentru a veni aer în mașină și a nu se sufoca câinele sau uh, copilul nu este o, o recomandare, dar uh, puteți lăsa această opțiune și de altfel mai este camp uh, mod unde uh, unde, de exemplu, vrei să dormiți în mașină, puteți lăsa în camp mod, puteți uh, alege uh, o temperatură de aici de jos, iar mașina va încerca să mențină acea temperatură în interior pe toată uh, durata uh, până când o să alegeți să o închideți. După care avem încălzire în scaune, bineînțeles în față și în spate. Uh, se poate alege uh, și în spate, dar trebuie să deschideți această opțiune. Bun. Uh, țineți apăsat pe buton și se va închide uh, ventilația. Mergem mai departe. Următorul buton va deschide mai multe uh, taguri aici avem uh, telefon informații despre telefon când vrei să sunați uh, calendarul uh, după care avem camera pe spate care se poate activa și în timp ce uh, conduceți uh, după care avem energii. aici avem informații despre energia consumată în ultimii 50 de kilometri în ultimii 25 în ultimii 10 kilometri iar aici este uh, kilometri estimați. câți kilometri mai puteți conduce cu uh, bateria? De exemplu, am 69% baterie, mai pot conduce 385 de kilometri. Dacă ne rezumăm la consumul din ultimii uh, 50 de kilometri, mai putem merge 400 de kilometri. Consumul a fost foarte mic. Deci, uh, mai degrabă e undeva la 385 de kilometri, ceea ce este extraordinar de bine mașina poate, poate merge 500 de km dacă conducem mai economic. Bun, mergem mai departe, avem charging information, aici informații despre încărcare a mașinii, când introducem cablu și o încărcăm, avem mai multe detalii în acest tab, după care web, aici puteți intra pe internet și puteți accesa aproape orice site, bineînțeles Mașina este conectată la internet, putem vedea în dreapta ecranului. Um, internetul în această zonă merge un pic mai greu, câteodată merge mai repede, câteodată merge mai greu, dar putem accesa de sus uh, orice pagină dorim, putem scrie și o putem accesa. Bun, haideți să mergem mai departe. Uh, după care, entertainment, putem în teatru. Avem Netflix, puteți viziona Netflix pe. Uh, pe ecran de altfel YouTube, Twitch și tutorial, de exemplu, intrând pe YouTube, va deschide o aplicație pe tot ecranul și se va vedea um, aproape perfect în acest moment, după cum v-am spus în această zonă unde sunt internetul nu funcționează atât de bine. Um, și din acest uh, motiv se va închide, se va deschide puțin mai lent. De altfel, nu uitați să vă abonați la canalul meu Dan Adrian dacă vreți să vedeți mai multe, uh, mai multe filme despre Tesla și despre alte mașini în viitor. Se pare că canalul meu este foarte puteți da subscribe, este foarte nou și încă nu este în prima pagină, dar de altfel puteți vedea celelalte filme ale mele. Dacă nu le-ați vedea, dacă nu le-ați văzut încă, de altfel puteți vedea prezentarea pe care am făcut-o zilele trecute. Bun, haideți să închidem. Închideți, puteți vedea în același mod și Netflix-ul. La Arcade avem jocuri. Jocuri, dacă vă plictisiți în mașină, așteptați pe cineva, puteți să vă jucați jocuri. Nu este genul meu dar pentru multe persoane este foarte plăcut. După care mai avem câteva chestii aici interesante, mai mult pentru copii, în opinia mea, a, tot felul de joculeți, nu chiar joculețe, dar tot felul de gadgeturi și chestii. De exemplu, dacă stăm în mașină și dormim, sau stăm în mașină și vrem ceva romantic, la o întâlnire putem parca mașina Putem da drumul, după cum vedeți, și uh, atmosfera în mașină, aerul condiționat a pornit, aerul uh, vine spre noi călduț, iar pe ecran uh, rulează un foc uh, într-o într într casă. Bun, haideți să trecem mai departe la lucruri mai interesante. Uh, sonorul. Aici avem uh, tot ce ține de audio. Avem radio, avem telefonul, puteți să-l conectați, avem karaoke, puteți să faceți karaoke în mașină. Spotify, puteți să alegeți orice, atâta timp cât mașina este conectată la internet, aveți Spotify, TuneIn și setările despre sonor. Aici aveți opțiunile despre balansul și tonul în mașină. Bun, asta să închid, mergem mai departe, acum că ați văzut audio, deci mai departe mergem la setările mașinii, care este aici în dreapta. La setările mașinii avem toate lucrurile interesante. De pe acest buton este singurul buton, după cum știți, în mașină nu există butoane fizice. Toate butoanele există pe această tabletă și mai sunt două butoane pe volan. Dar despre acele în alt video, aici se poate deschide torpedoul de pe acest buton. Bun. Torpedo se deschide numai de pe buton, se închide manual. Aici avem luminozitatea ecranului. După aia avem Windows lock button, butonul de de uh, blocarea uh, geamurilor este pe tabletă. Dacă vreți oglinzile să le închideți, tot de pe tabletă să ajustați uh, uh, volanul sus jos stânga dreapta, dacă vreți să ajustați oglinzile tot de pe tabletă și de altfel luminile exterioare se activează tot de aici, de altfel și um, luminile de ceață pe față, pe spate, dacă aveți. Bun, mai departe lumini, avem tot așa, același lucru, uh, luminile în interior, dacă le vedeți uh, aprinse, stinse, se pot și de la buton, uh, ambient light, aici avem tot așa uh, câteva luminițe la picioare, după care informații despre um, despre ieșirea din mașină, dacă vrei să ți se aprindă farurile uh, și despre um, sunt câteva leduri mici pe pe volan. Nu prea interesant. La loc aici avem opțiunea să uh, pentru copil, child lock după care mai avem să se confirme cu sonor, să claxoneze, de exemplu, când ieși din mașină și se încuie singură, să te anunțe prin sonor că s-a încuiat și când pleci de lângă mașină să se încuie singură sau să se încuie când e în parc, să se descuie mașina când pui mașina în parc, în parcare, modul parcare. Display. Aici la display avem modul zi, modul noapte care se pune de obicei îl las pe automat, singur va merge în aceste uh, opțiuni. Brightness, am văzut mai devreme, Screen, Clean Mode, dacă apăsați se face negru, puteți să-l ștergeți, limba, regiunea, uh, limba ecranului, putem vedea timpul în 12 ore, 24 de ore, distanța sus aici este în procente, se poate vedea în kilometri cât mai poți să conduci, după care avem kilometri sau mile, temperatură sau Fahrenheit, bar sau PSI la cau presiunea cauciucurilor. În uh, modul uh, drive, conducere, avem chill mode, modul relax de a conduce și avem standard care este un mod sport, în care mașina va fi mult mai agresivă, accelerația mult mai puternică, volanul confort, standard sau sport după cum știți, confort foarte moale pentru oraș, mai mult sport, când conduce sport, volanul este mai greu de uh, folosit, uh, de asemenea regenerarea energiei standard este mai agresivă low, regenerează mai ușor se va folosi mai mult frâna, de exemplu, dacă aveți nevoie de obicei îl las pe standard aici avem la stopping mode avem hold de exemplu, conduceți, opriți mașina dați drumul de pe accelerație mașina merge, iar în momentul în care se va opri mașina automat se va porni frâna de mână electrică iar dacă lăsăm roll de exemplu, mașina, frâna electrică nu se va porni în momentul în care mașina se va opri, pur și simplu mașina va rula mai departe și creep mode este modul în care este o mașină normală, automată pe benzină sau motorină în momentul în care luați piciorul de pe accelerație sau de pe frână mașina va merge singură în față pe hold este cel mai indicat să o folosiți slip start aici în gen când ai nevoie să ajungi pe cineva să-l tractezi Puteți activa această opțiune. Bun. Mergem mai departe. Autopilot. Aici la autopilot avem distanța dintre mașina ta și mașina celui din față. Puteți alege aici distanța. Foarte simplu. De aici. După aia avem um, autosteer. De exemplu, mașina uh, uh, volanul te va ajuta stânga-dreapta să ia curbele. Uh, nu este foarte, foarte performant în momentul de față. După care avem full driving visualization. Aici vă voi arăta în alt video despre vizualizarea preview. De exemplu, în această zonă, în momentul în care conduci mașina, îți va arăta uh, pietonii, îți va arăta alte mașini, îți va arăta ce este în jurul mașinii. Și de altfel, mai nou acum și. Uh, semafoarele vor fi afișate aici, plus îți arată când e roșu, când e verde, foarte interesant. După care speed viteza să te anunțe când depășești viteza. Aici același lucru. Forward collision warning. De exemplu, este să te anunțe în cazul în care este o mașină în față, să frânezi sau ceva de genul. Lane departure aici te anunță când Treci pe altă bandă, de fapt chiar te ajută să rămâi în benzi, Emergency Lane Departure Avoidance, dacă ai acta activat, te ajută să vii, să rămâi în lane, de altfel și Blind Spot, aici este punctul mort din oglinzi, de altfel te va anunța pe ecran în această zonă. Emergency Brake este va frâna automat în momentul în care o mașină în față frânează și tu nu ai timp să frânezi, mașina frânează pentru tine și Obstacle Aware Acceleration va accelera în momentul în care simte că cineva vine foarte în viteză din spate. Mașina te ajută să, să eviți anumite accidente. La navigație aici avem, avem toată navigația și toate opțiunile de navigație. După cum le știți, puteți le, puteți, le puteți vedea după care safety și security. Aici avem, de exemplu, poți să închizi mașina de la buton. Speed limit mod, poți să alegi ca mașina să nu depășească o viteză. Sentry mod, despre care voi vorbi în alte video este vorba despre camerele din jurul mașinii care filmează orice se întâmplă în jurul mașinii. De exemplu, în timp ce conduci, poți uh, claxona în momentul în care claxonezi pe stickul USB care este în mașină. Uh, mașina va înregistra filmarea pe stick și va, o va și trimite la Tesla în servere. În caz că se întâmplă ceva, cineva se fură mașina, se întâmplă un accident, tu vei ști cine ți-a spart mașina, cine ți-a furat ceva, pentru că ea filmează tot ce se întâmplă în jurul ei și de altfel va trimite și la Tesla. De exemplu, Save Clip on Horn, când clacsonez să se salveze filme din jurul mașinii. Uh, după care avem security alarm, alarmă, avem tilt intrusion în caz că cineva este în mașină și mașina simte că e cineva în ea. Uh, alarma va porni, te va anunța pe aplicația de pe mobil, vei afla imediat ce se întâmplă uh, și alte chestii. Ai un pin, oricine ar intra în mașina ta, chiar dacă are telefonul sau cheia mașinii, uh, cartela mașinii, pentru că mașina nu are cheia, are o cartelă. Uh, de altfel vreau să vă și arăt cartela mașinii cum arată. Mașina are o cartelă, nu are cheie. Chiar dacă cineva are cheia mașinii, aceasta este cheia mașinii, uh, nu va putea conduce până nu știe PIN-ul, codul PIN. Deci este foarte interesant. După care uh, aici alo keyless driving, de exemplu dacă simte că ai Cai telefonul sau cheia cu tine, vei putea conduce. Bun, service, la service avem câteva opțiuni, de exemplu ștergătoarele în modul service se vor ridica sus, le vei putea schimba fără probleme și alte chestii, senzori de cauciucuri și de altfel mai avem aici la owners manual, manualul mașinii care această mașină nu are un manual, tot manualul mașinii îl vei găsi pe acest ecran sau pe internet. Și aici găsești toate informațiile, puteți și căuta, de exemplu, dacă vreți să știți ceva despre uh, uh, oglinzi, intrați aici, aveți imagini aveți perfect uh, tot manualul și din când în când se mai și updatează. Deci este pă, varianta perfectă. Am văzut că mai multe uh, mai multe companii de mașini au început să aibă aceeași distracție. Aici aveți informații despre mașină și de altfel software update. De exemplu aici aveți uh, updatare de soft. Puteți vedea ultimul soft care este pe mașină. De altfel uh, mașina verifică dacă aveți un update de soft valabil să poate instala și aici puteți vedea ultimele update-uri care s-au făcut la mașină. Bun, aproape am terminat. Haideți să mergem mai departe. În partea stângă avem diferite moduri de a conduce. După cum vedeți, dacă apăsați frâna, trebuie să băgați spinul și după aia puteți conduce. În partea stângă se poate vedea câtă baterie aveți, se pot vedea viteza maximă admisă pe drumul pe care sunteți. Puteți vedea consumul în ultimii kilometri. De exemplu, puteți vedea de când ați luat mașina, câți kilometri ați făcut, câți kilovați a consumat, care a fost consumul mediu al mașinii. Foarte multe informații utile despre consum. De altfel, aici sunt ștergătoarele, le activați de aici, informații despre încărcare și camera pe spate. Bun, puteți deschide por bagajul și capota tot de pe buton, de altfel puteți deschide și încărcătorul electric tot de pe buton. Haideți să vă arăt sus, aici, în această zonă, veți vedea informații despre câte grade sunt afară, timpul, puteți încuia mașina, tot de aici. Iar unul dintre favoritele mele este această hartă, superbă de altfel. Sunt două moduri. Puteți vedea în acest mod, care este foarte simplu de a vedea străzile, sau puteți vedea în modul satelit. În modul satelit puteți vedea. Foarte detaliat, toate străzile, toate clădirile, un fel de. Este același lucru ca pe Google. Cum aveți Google pe telefon, același lucru există și pe această mașină. Puteți vedea de altfel și aici traficul din acest moment. Puteți activa aceasta. Se poate vedea traficul unde este cu roșu, este mai mare trafic sau cu portocaliu foarte, foarte interesant. Iar jos aici, acest buton va activa toate încărcătorile din zonă. Încărcătoarele unde puteți merge și încărca mașina, de altfel stațiile de încărcare Tesla sau alte stații mai nou. După ultimul update puteți vedea și stațiile de încărcare mai noi și la unele dintre ele și informații, viteza de încărcare și alte informații, număr de telefon, foarte, foarte interesant în opinia mea ceea ce au făcut ei uh, în ultimul update. După cum am înțeles, urmează un update foarte interesant pe care vi-l vo vi voi arăta în următoarele filme. Bun, uh, haideți să mergem mai departe. Uh, harta. La navigație. Uh, apăsați navigație, scrieți unde vreți să mergeți, mașina vă va duce fără probleme uh, în locul în care vreți să ajungeți deci cam asta e, merge extraordinar de bine a, și sunt, uh, uh, sunt foarte mulțumit. Cam asta a fost video dacă v-a plăcut vă rog frumos să vă abonați, verificați și, uh, și puteți vedea și celelalte filme despre test la Model 3. De altfel voi veni în viitor și cu alte modele de mașini. Uh, nu numai electrice, electrice și nu numai electrice. Uh, Abonați-vă! Vă mulțumesc că ați urmărit uh, filmul meu, și ne vedem în următor. La revedere!